Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Desenez și Colorez. Eu sunt Albert și astăzi vreau să desenez încă un skin din Brawl Stars, un joculeț care îmi place foarte mult și care îmi place și mie foarte mult, deși acum sunt într-o pauză de joc, nu am jucat câteva luni. Un skin nou și anume pe al lui Sprout, pe Lunar Sprout. Dacă ce fac eu vă place și vreți să mă susțineți, nu uitați să zdrobiți butonașul de like, să adunăm acolo și noi multe like-uri, cel puțin 200 de like-uri vreau la acest videoclip să adunăm. Și de asemenea, în caz de n-ați făcut-o, nu uitați să vă abonați, apăsați și clonțopelul de notificări cu opțiunea toate notificările pornite ca să vă anunțe YouTube-ul de fiecare dată când postez ceva nou. Eu momentan postez cam o zi, două zi nu și încerc să postez și mai des de atât, une de boss însă dacă pot. Vreau să-mi spuneți în comentarii, sunt tare curios, care din voi vă mai jucați Brawl Stars, câte trofei aveți, dacă aveți acest skin și ce skin-uri ați mai dori să desenez în videoclipuri viitoare. Dacă vreți să desenați pe cu mine, prima parte este o parte de schiță, iar am dat-o pe viteză mai mare. Schița e foarte importantă și vă sugerez să o faceți întotdeauna. Am folosit un creion HB, acum am șters un pic din ea cu o radieră plastilină, o radieră elastică și apoi începem să facem conturul. Conturul l-am lăsat la o viteză mai înceată ca să puteți să desenați odată cu mine. Dacă vreți să desenați odată cu mine, conturul e încet și puteți să mă urmăriți foarte, foarte ușor și fără probleme. Folosesc un liner de la Micron, un liner foarte bun, sunt foarte mulțumesc de firmă, îl folosesc de mult timp și sunt am un raport calitate-preț foarte bun. Voi colora folosind marcări cu bază de alcool de la Ohuhu. Am și voi folosi și poate și de la Winsor și Newton. Iar ca și sfat pentru contur, vreau să nu vă grăbiți, vreau să faceți conturul cu precizie, cu răbdare și să învârtiți foaia astfel încât să vă vină bine la mână întotdeauna când desenați. E foarte important să învârtiți foaia, eu nu o să învârt foaia pentru că nu vreau să vă amețesc pe voi. Însă dacă învârtiți foaia mereu o să vă asigurați că direcția în care trasați liniuțele este aceea naturală a mișcării mâinii voastre. Este un desenus foarte simplu, mi-a făcut plăcere să-l realizez, să-mi spuneți cum v-a plăcut în comentarii și sunt curios să trimiți și pe Instagram pozici cu desenele și cu modelele care v-au ieșit vouă. Acesta este Lunar Sprout, eu am fost Albert, o să vă las să vânăr desenutul, vă urez spor la desenat și o să ne auzim data viitoare cu un nou video și cu un nou tutorial. Până atunci, rămâneți sănători, rămâneți fericiți, spor la desenat și să ne auzim cu bine și vizionare plăcută. Pa, pa!